În Shanghai se văd efectele carantinei instituite de autorități din cauza noului val de COVID-19. Din cauza restricțiilor anunțate, oamenii s-au grăbit să cumpere alimente și alte produse de bază. Rafturile magazinelor sunt goale, iar în supermarketuri nu se mai găsesc legume, fructe sau lactate. Jumătate din capitala economică a Chinei este în a treia zi de carantină, pe care autoritățile au decis să o impună în două etape. Câte patru zile, mai întâi estul, apoi de vineri vestul, metropolei cu 26 de milioane de locuitori. Carantina anunțată brusc de autoritățile din Shanghai duminică împarte orașul în două timp de 9 zile de-a lungul râului pentru a permite testarea eșalonată. Este cea mai amplă măsură de acest fel asociată COVID-19. Care perturbă activitatea orașului. China a introdus cea mai extinsă carantină de la începutul pandemiei de COVID-19. A fost închis în două etape de-a lungul a 9 zile, în timp ce autoritățile testează întreaga populație. Până acum, autoritățile s-au abținut să închidă orașul pentru a evita destabilizarea economiei. Lockdown-ul din Shanghai presupune închiderea podurilor și a tunelurilor și restricționarea traficului pe autostrăzi, în încercarea de a limita creșterea numărului de cazuri de COVID-19. China a mai impus lockdown-uri care au afectat întregi provincii, dar populația lor avea posibilitatea să călătorească în interiorul zonei carantinate. Shanghai, capitala comercială a Chinei, având o densitate a populației foarte ridicată, este cel mai mare oraș care a intrat până acum în carantină, potrivit BBC.